Chiar dacă au apărut primele detalii legate de noul buget, acesta nu a fost încă adoptat. Până va fi votat în Parlament, consilierii județeni s-au întâlnit astăzi într-o ședință extraordinară pentru a vota estimările bugetare pe 2021 pentru fiecare localitate din județ. Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, spune că această procedură este doar o formalitate și nu trebuie a fi confundată cu adoptarea bugetelor locale. Astăzi nu au fost aprobarea bugetului sau bani pentru ATE-uri pe fiecare an, premergătoare încă din toamnă, în premergătoare bugetului, erau aprobate niște limite estimative ale sumelor, o simplă procedură care nu are o legătură cu realitatea. Din păcate, în acest an s-a cam suprapus cu bugetul pentru că Guvernul României nu ne-a trimis aceste limite să le aprobăm decât în momentul de față. O simplă procedură, iar această procedură, aproape suprapunându-se cu aprobarea bugetului, creează nedumeriri pentru că oamenii cred că e o aprobare a bugetului și atunci sunt o serie de oameni care încep să sune pentru sumele care le-au primit sau nu le-au primit, care nu sunt adevărate. E o simplă estimare și o simplă procedură pe care am făcut-o anual. Mai mult decât atât, Marius Oprescu este de părere că bugetele primăriilor vor fi mai mici decât estimările făcute, întrucât alocările de bani de la guvern din acest an vor fi mult mai mici decât cele din anul trecut. Noi am ieșit public cu o formă de buget alternativă la bugetul actual, un buget în care nu erau atâtea măsuri de austeritate așa cum sunt în bugetul real pe care ne-l propune guvernul. Parlamentarii Partidului Social Democrat din județul Olt, e adevărat, discută cu toți primarii noștri astfel încât să vedem ce investiții ar avea să mergem cu ele ca amendament la actualul proiect de buget al guvernului și să încercăm să le introducem în buget. Până când va fi aprobat noul buget național, administrațiile locale din județul Olt se văd neputincioase în a da curs unor noi proiecte de dezvoltare.